la vânzare puțin peste 25.000 de proprietăți. Raportul dintre cererea mare și oferta mică a ridicat prețul. Vorbim de creștere de prețuri de două cifre în majoritatea orașelor mari în țară. Record anual înregistrat la Brașov de 17%. Evoluția prețurilor a fost diferită de la un oraș la altul. În Cluj-Napoca și Timișoara, prețul pe metru pătrat l-a depășit pe cel înregistrat în 2008, atunci când a fost un așa numit boom imobiliar. Brașovul a egalat acest preț, iar Bucureștiul este încă la nivelul dinainte de criză. În funcție de preț, locuințele se vând mai repede sau mai greu. De pildă, în București, un apartament stă pe piață circa 38 de zile, în vreme ce la Cluj, 84. În principiu durează cam 2 luni jumate spre 3. Cam așa e o medie care se vândă, dar se pot vinde și mai repede ca în lună. Depinde de proprietate, de zonă. La negociere, în principiu, o marjă e cam o medie de 5%. Dar chiar au fost situații în care proprietarii au cerut inițial un preț, apoi asaltați de solicitări și au dat seama că pot obține mai mult. Proprietățile extra listare cu un preț prețul, ultimul preț. Ce trebuie să faci aici? Să se facă tranzacția este egal sau chiar un pic mai mare. Da. Totuși, există o marjă de negociere, circa 4% în București, 3% în Timișoara, Cluj, Brașov și Constanța și doar 2% în Iași. Media este trasă în jos de dezvoltatori. La apartamentele noi, de obicei, dezvoltatorii negociază undeva între 2 și 4%. La apartamentele vechi, depinde cât de motivat este proprietarul. Poți să negocieze și undeva la 10%, poți să nu negocieze nimic. Specialiștii spun că nu există riscul unei bule imobiliare, ca în 2008. Atunci, un român își cheltuia salariul pe 30 asta? De ani la achiziție de o proprietate. Acum muncește doar 12 ani pentru asta. Deci, se îndatorează mai puțin. Contribuția la pilonul 2 de pensii va urca până la 4,75% de la 3,75% în prezent, dar abia în anul 2024. Ar fi o creștere într-o singură etapă, care ar urma să fie decisă luna următoare ca parte a angajamentelor luate de România față de Bruxelles. Creșterea va duce la acumularea de sume mai mare economisite pentru bătrânețe, spun economiștii, în condițiile în care pensia de stat nu poate asigura un trai decent. Sancti. Creșterea contribuției la pilonul 2 de pensii, cele obligatorii apare într-un document pregătit de Ministerul Muncii. Este vorba despre ordonanță de urgență care prevede creșterea contribuției la pilonul 2 de pensii de la 3,75% în prezent, direct la 4,75% în 2024, la începutul anului. Decizia trebuie să fie luată până la finele lunii martie și că face parte din angajamentele luate de România față de Comisia Europeană. Și tot până atunci, autoritățile trebuie să decidă și cum reglementează plata acestor pensii. În prezent, sunt două practici, ori toți banii deodată, ori în tranșe pe o perioadă de 5 ani. Însă, varianta luată în calcul este de a întinde aceste tranșe pe o perioadă mai lungă de timp, așa cum se întâmplă în alte state europene. Dacă ne referim la un exemplu concret, o persoană care acum are 35 de ani, are salariu brut de 6.000 de lei și probabil că mai este la pensie peste 27 de ani, din momentul acela, lunar, pensia lui, raportată la contribuția mărită pentru pilonul 2, plătește cu 200 de lei lunar, raportat la o perioadă de pensie. Să știi că eu... Acum sunt 7,8 milioane de români care au acumulat bani în conturile lor de pilon 2. Dar numai jumătate dintre ei au contribuții lună de lună. Așa că valoarea medie a unui cont nu este foarte mare. Trece de 11.000 de lei. În total, la pilonul 2 de pensii s-au strâns 87 de miliarde de lei. Cei care au venit deja pe pensia din pilonul 2 au ales în majoritate să primească toți banii deodată, pentru că sumele strânse în medie nu sunt mari. Dar pe măsură ce contribuțiile se vor acumula, oamenii ar putea opta pentru tranșe pe mai mulți ani, așa cum se întâmplă în țările din vest. Este mai bine pentru întregul sistem să se meargă pe o pensie plătită lunar pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă ar fi să dau o estimare, aș zice undeva la 15 ani, în România, tu ai ieșit de pe joc? La pensionării, speranța de viață din acel moment este de încă 15 ani. Adică în România, în general, pensionarii se pot duce pe vârsta de 80 de ani. Reformarea sistemului de pensii face parte din angajamentele luate de România prin Planul Național de Redresare. Am trecut! Am trecut fix la a doua lume, la flori.
apar informații noi în cazul copilului român preluat de autoritățile din Danemarca după ce părinții săi au fost acuzați că l-ar fi agresat. Mai mult fetul a fost externat și este îngrijit de o familie maternală desemnată de statul danez. Ei sunt în continuare reținuți, iar procesul va începe săptămâna viitoare. Perfect, perfect! Este fix asta, asta e tot ce trebuie. A fost externat după mai bine de 2 săptămâni. Medicii au suspectat inițial că suferă de sindrom de revelușul a fost stai că mai perfect, asta e fix perfect. O încoscam pentru tine. Familie deplasament. O încoscam și faptul că este externat și se află mamă, de ce perfect ce mi-a dat. Înseamnă că starea lui a permis să fie externat. Sorana și Ionuț, părinții lui Matias, sunt de 4 săptămâni în centre de detenție. În aceste condiții, autoritățile române au cerut pentru a doua oară aducerea băieței. Noi putem să fim în aceeași echipă al noastră? Scrisoare primarului localității în care s-a născut cel mic. Măsura de plasament a fost deja instituită pentru un an de zile, iar băiatul se află la o familie maternală pe care părinții nu o pot cunoaște sau vizita. Tinerii români nu-l vor putea vedea pe băiat, indiferent de situația acestora în următoarele 6 luni. Autoritățile daneze ne-au transmis că băiatul a fost externat, dar starea sa de sănătate nu permite în acest moment o deplasare până în România. A transmis Gabriela Firea, ministrul familiei și tineretului. Legile daneze permit transferul unor copii aflați în situații delicate doar în anumite condiții. Însă, în cazul de față, transferul este imposibil. Bă, deci îmi folosesc toate blocurile ca să pot să mi-e facă cât și cât mai mare. Este cazul unei instanțe din România. Și asta pentru că statul danez nu a adoptat regulamentul Bruxelles, partea a doua, care ar permite autorităților din România să judece măsura de plasament a copilului. Practic, să hotărască cine poate avea grijă de Matias în condițiile în care părinții vor fi în continuare reținuți, iar ancheta nu este finalizată. Ok, perfect. Mi-am făcut barca. Să vedem dacă merge. De cercetare penală, nu avem un verdict clar. Este foarte posibil ca peste 2 săptămâni, mă rog, la data de 1 aprilie, să vorbim de o revocare a mandatului de arestare preventivă, părinții să fie puși în libertate și să revină în drepturile părintești. În tot acest timp, părinții au primit vizite din partea rudelor din România, iar săptămâna viitoare va avea loc prima înfățișare în proces. Tot mai mulți italieni ale perfect. Am o apă rătoare. Institutul de statistică din peninsulă. Apă rătoare de... Că s-au căsătorit chiar în perioada de pandemie. A plecat fixat. E perfect. De altfel, tot în Italia, mariajele miste dintre românce și cetățeni de alte naționalități, în general arabi și albanezi. Bine, Giulia la doua lui. S-a mutat în Italia, după ce și-a găsit acolo iubitul. Ne-am cunoscut în avion. Teritoriul neutru, am decis să trăim aici pentru că era să plecă ce... eu din totdeauna am plecat în Italia, deci am studiat artele. N-are ce să le facă la acest. Visul a fost tot timpul să trăiesc aici. În urma căsătoriei, în cele mai multe cazuri, româncele aleg să treacă la catolicism. Asta a fost la domnul Berlusconi la stai puțin să vă... A fost de la de româncele sunt cele mai frumoase. Am celebrat și eu. Ok, ia să fie. Între un italian și o româncă sau mai multe căsătorii. Și probabil și mama viitorului soț italian apreciază românca, care este o persoană ordonată, frumoasă. Un raport al Institutului de Statistică Italian arată că dintre bărbații italieni care s-au căsătorit cu femei din afara țării, în 18% din cazuri a fost vorba de românce, urmate de ucrainence și rusoace. Sunt acest fenomen. Oana este asistentă în Spania. Vedeși, îmi apare o săgeată albastră. Vorba bunicii mele când spunea ea odată, mamă, tu ai nevoie de un inginer? Am găsit un inginer. Roșu. Foarte, foarte educat, foarte... cum să spun, atent, cultura spaniolă, într-adevăr, m-a acaparat aproape 100%. Pe de altă parte, datele Oficiului de Imigrări arată că în acest moment 18.000 de cetățeni din afara UE și 3.900 de europeni s-au mutat în România, după ce și-au găsit aici jumătatea. Alina este căsătorită cu un cetățean din Camerun. Stai puțin! Cam ceea ce ne-a adus împreună, dar el lucrează în IT și e un imobiliar. Între mod, care vin domnul și se gândesc la viitor, ne există bariere.
din punct de vedere al societății și doctrinările pe care le avem încă, și nu cred că doar în România, cred că peste tot, ne este greu să acceptăm că să acceptăm noul și că nu trebuie să ne uităm atât de mult la ambalaj. România nu are deocamdată o situație a cetățenilor români căsătoriți în alte țări și trăi. Evidența populației va aduna aceste informații. Primim vești bune de la mare ecologiștii. Nu te cred, bă, uite câte chestii pot să cumpăr. Nivelul de poluare din apă a început să scadă, iar în larg au fost mai multe furtuni care i-au împiedicat pe pescari să-și arunce plasele. Da? Imagini cu delfini care înoată vioi în Marea Neagră sunt surprinse tot mai des. 21.000 de litoralului românesc. Iar specia dă semne că începe să se simte mai bine. Scăderea nivelului de poluare ar fi o explicație. Poți să-mi... Bă, deci eu mi-o folosesc pe cea mai ieftină chestie. În Marea Neagră, deși încă ridicat, nivelul de poluare cu azot a scăzut după ce s-au deversat puține ape uzate. Cele 49 de surse care amenințau delfinii au început să se închidă. Poluarea din jurul porturilor cu diverse tipuri de deversări, uleiuri, petrol și așa mai departe. Stai, nu, știi ce să facem? Să facem o bază aici, să punem și sus. Eșuau la mal a fost în 2021 la cel mai mic nivel. Dar tu ai mult gol. S-au înregistrat doar 50 de decese, în condițiile în care în 2012, de pildă, au fost aproape 200. Nu a existat niciun an care să înregistreze. Deja am 51 de gol, dar fine, nu prea pasă. Și furtunile din larg au jucat un rol. Meteorologii spun că anul trecut au fost în număr mai mare și au împiedicat pescarii să iasă des pe mare. Mare. Eu pun aici la spate, da, nu mai am gol. Special plasele pescarilor. Din păcate. La mare distanță de mal, montau plase pentru cam. Că vreau și eu să... Era bine ideea mea. În Marea Neagră, la ultimul recensământ, au fost numărați peste 220.000 de delfini din trei specii. Cei mai întâlniți sunt afalii. Bă, pune și aici, ca să ne acopere. Cele mai multe avem un safarin! Pentru că au vrut să se căsătorească într-o zi aparte, foarte mulți pământeni și-au programat... Bine, hai, submarinul nostru! Unii chiar au dat bani să li se întâmple asta. Revenim la acest subiect după o scurtă. Submarinul nostru! Submarinul nostru, nu mai murim. Jorduiesc curate la mai multe bănci? Asigură-te că nu se majorează. Cum? Mută creditele la OTP și vei avea un singur credit de nevoi personale. Refinanțează creditele de la alte bănci la OTP Bank și ai o singură rată lunară fixă cu o dobândă fixă redusă cu 0,5 puncte procentuale față de cea standard. OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Atunci când te doare... Știu, asta vreau să-ți zic. Pasconel, acționezi împotriva durerii de cap. Pasconel, pune capac durerii de cap. Stai, nu, că încerc să vin la tine. Cu pricepere și puțină magie, Kimberly vendează un biscuit uimitor. Două napolitane. Du-te în față! Și cu cacao, două umpluturi cremoase pentru a lăsa Kinder Caras. Biscuiții Kinder, incredibil de subțiri și foarte cremoși. Kinder Cards, biscomagia Kinder. Nu te cred, deja am ajuns aici și mai am așa de puțină viață. Ficatul. Ficat protejat și regenerat cu Fortificat Max Protect. Când te doare în gât, contează pe Tantum Verde Pastile. Cu dubla acțiune împotriva durerii, Tantum Verde Pastile calmează durerea în gât și reduce inflamația cauza durerii. Tantum Verde, exclusiv la Pepco, oale și tigăi din gama Peter Cook, la prețuri incredibil de mici. Bă, vin și eu mă așteptă, bă! Diferiși antiaclent în trei straturi și garanție extinsă a calității. Peter Cook de la Pepco. Ajutor! Bă, vezi că trec și eu la tine!
Vezi că trec și eu la tine. O ediție limitată începând de la 43 de lei. Oferta intră în magazine de joi aceasta. Petco, descoperă calitatea, bucură-te de preț. Nu, nu am murit fix la următoarea lume. 12 ore în formă de gel cu aplicare ușoară. Cu Sindolor gel poți câștiga în meciul cu... Am 250 de gol, dar ești bine. Am intrat și locale prin asocierea mierii de mană și extractelor din plante și fructe. Patusin, am spus patuse. Natura dăruiește viață. Artesia, noua apă minerală plată de la Tușnad. Bă, da, am ajuns așa de departe și pe jos, băi. Bă, am o idee. Bă, deci am o idee. Nu mai construi. Lasă construit. Vino încoa. Pune mă cu ciocanul ăla jos, că dau una cu ea în cap. ACC 600. Lasă produsea în grijă lui. Indiferent de situație, când culoarea părului meu arată bine, hai, așa, chiar și la sală. Am zis așa. Diminețile grăbite. Color Naturals. Păr hrănit, culori mai bogate. O să facem mai mult gol, așa. Hrănește intens părul. Șatenul meu este mai bogat. Blondul meu este mai luminos. Și fire albe? Niciunul. Color Naturals. De la Garnier, natural. Aduden rapid forte. Tu doar vine și faci. Durerea de cap în numai 15 minute și are efect de până la 8 ore. Pa durere. O să muri până la urmă, dar o să mai luăm gol. O să vezi. Trece de asta 25 de gol. Nu poți face 300 de gol. 15 martie și dovada vaccinării tale sunt acum biletul de înscriere în concurs. Te așteaptă premii totale în valoare de peste 2,5 milioane de lei. Fă cumpărăturile cu Kaufland Plus și lucrează șansele de câștig. Intră pe kaufland.ro/premii și înscrie-te. Kaufland. Implicarea face diferența. Da. Without a reason why, love, as if you were a child. Acum trebuie să mergem, trebuie să aici, da, chestii normale. Și acum trebuie să mergem aici și gata. Am ajuns la următoarea, vezi? Și uite că eu am luat, mi-a dat gol. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Hai să începem și aici. În toate colțurile lumii, mulți oameni au vrut să atragă de partea lor norocul unei date speciale. Așa că au profitat de ziua de ieri, 22.02.2022, pentru a începe un nou capitol în viață. Eu am putut când tu ai trecut acolo, eu am putut să mă operam. Căsătoriile a fost mult mai mare decât într-o zi de marți oarecare. Și întreprinzătorii au încercat să speculeze momentul. În Germania, un lanț de magazine a oferit oricărui cuplu o sumară ceremonie de nuntă în schimbul la 22 de euro. Iar Kanye West a ales această zi pentru a-și lansa noul album. Aici n-a putut eu să ajung. Care întâmpinate cu mare bucurie au fost și nașterile. Da, aici a fost o zi palindrom, noțiune ce trebuia un cuvânt, ori un număr care... Și a făcut 300 de gol. ...de la dreapta, cât și de la dreapta la fel. Ce s-a întâmplat important în sport, ne spune Vadim Bujeu. Și am făcut mai mulți bani, plus pentru că s-a vaccinat. Viitorul lui e tot în Liga 1, imediat la sport, cum a urcat Dinamo în clasament fără să joace și cine e românul care merge în Republica Dominicană, dar nu la Survivor, ci să joace fără. Adio pe CSP, la ce echipă din Liga 1 ajunge Cheșerul, pe care l-a gonit pentru că s-a vaccinat. De ce costă așa de mult și de ce trebuie să iei? De ca scandalul. Regegam și Ana Maria Prodan au spus tot despre divorț. A ajuns din galerie în echipă cu idolul său. Cine este românul pe care Pio Bacari îl ajută să prindă naționala? S-a întors roata. Stai puțin, că stai, mai fost sus aici. Oltenii și aleg președinte cu care vor să ia titlul. De ce s-a retras Craioveanu din cursă? Câte milioane pierderi după ce Putin a intrat cu tancurile în Donetsk? Eu am o idee ce să fac cu ăsta și să nu-l folosesc degeaba. A hărțuit-o timp de o lună pe Emma Răducanu și azi și-a primit pedeapsa. Românul din Naționala de Rugby, care și-a schimbat numele pentru că francezilor le era greu să pronunțe. Și faza scandaloasă din tenis va primi cea mai mare amendă din istorie. Știu, poți să pui doar intră în vigoare un cod galben de vânt puternic
viscol puternic. Bă, o să folosesc ăsta de 20 de gol. Bă, deci mi-a dat 400, mi-a dat încă 100 de gol, nu știu de ce. 90 de km pe oră, până mâine dimineață la 8 e valabil acest scos. După aceea, poi mine de ceva mai bine. Mâine și diamante vine în 4 minute. Sticlă, după aceea, poi mine îți face frumos cu toată țara. Mulțumesc, busul, doamnelor și domnilor, acestea postiștile urmează sport, vremea la Sfiermin și Imperiul Leilor. Ne revedem mâine la ora 19. O seară excelentă tuturor! Eu mi le-am terminat azi. Te confrunți cu căderea părului? Parusan de la farmacie poate fi alegerea potrivită pentru tine. Parusan este cel mai ales brand împotriva căderii părului din farmacii. Mai multe dovezi, ia-o pe cea mai bună! Pe ce ai făcut? Parusan, păr strălucitor, puternic și sănătos. Ai nevoie la toaletă? Pune cu gles. Stai, nu pune la colțe, știi de ce? Mami, vreau la toaletă! Stările de nervozitate și senzația de supra-solicitare sunt semne ale deficitului de magneziu. Asigură-ți necesarul zilnic cu formula originală Magne B6 și controlează situațiile stresante. Nerv de oțel? Nu, Magne B6. Magne B6, echilibrul vine din interior. Acesta este un medicament. Citiți. Mai pune sus aici.
I really wanted to. Alrighty, guys, I saw. Short. Oh, yeah? Check this out. 3-4-1.
341. Now we're at 2191. So we're gonna go all the way up. These prism, but pricey. So I gotta do some stuff over here. Let's actually go back over here. I like how you can just keep on, you can toggle sprint. So it's just like R and you toggle.
This is it. Road to the League. Breaking news, Russo Plays is... all the way up here to 80th. We are 80th on the leaderboard now once it updates. And I'm gonna actually make one more rainbow into a dark map.